Criza COVID-19 a schimbat totul pentru Adra. Nevoile nu au fost niciodată mai mari, dar lockdown-ul, restricțiile de călătorie, telemunca și toate incertitudinile noi aduse de pandemie au solicitat noi metode de gândire și de acțiune pentru îndeplinirea acestor provocări umanitare fără precedent. Adra a lansat rapid o echipă COVID-19 cu membrii din toată lumea ca să poată trata criza globală printr-o reacție globală. În plus, ea s-a bizuit pe parteneriatul cu biserica și rețeaua sa mondială pentru a ajunge la cei nevoiași din toată lumea. Pe măsură ce problemele create de pandemie deveneau evidente, biroul regional al ADRA Africa a încheiat parteneriate cu Lucrarea Femeilor Adventiste și Departamentul Tineret din 16 țări cu scopul de a se asigura că toate comunitățile nu vor suferi de foame în timpul acestei crize. Experiența ADRA și resursele bisericii s-au unit pentru a instrui femei și tineri care să planteze grădini sustenabile. Acești voluntari aveau să instruiască și ei pe alți membri ai comunității și să ofere semințe și unelte pentru a spori prevenirea COVID-19. În Uganda, oamenii au declarat că au avut suficientă mâncare pentru familiile lor și pentru a da și vecinilor și pentru a vinde produse suplimentare. Succesul proiectului în Uganda a determinat biserica să doneze 100.000 de hectare de teren către ADRA pentru a înființa un centru adventist de instruire în care să continue să-i servească pe oameni în anii viitori. În Zambia, tineretul învăța femeile locale cum să micșoreze efectele dezastrelor din zonă, iar femeile, la rândul lor, învățau tineretul cum să prepare hrana din culturile crescute în grădinile comunitare. Veștile s-au răspândit și tot mai mulți oameni au dorit să ia parte. Scopul instruirii a sute de oameni a fost rapid depășit, iar acum mii de oameni au securitate alimentară. ADRA a servit aproape 20 de milioane de oameni în 96 de țări din primul an de pandemie, iar acum lucrează cu comunitățile la pașii următori. În toată lumea, oamenii devin conștienți și au acces la vaccinarea anticovid, precum și la uneltele, instruirea și resursele necesare pentru hrănirea familiilor și susținerea existenței. Când India și alte țări vecine din Asia de Sud au fost lovite de cazurile de COVID-19, ADRA a intrat în parteneriat cu dotările medicale adventiste din regiune. Pe lângă echipamentele de protecție personală și alte resurse critice pentru spitale și clinici, o altă nevoie importantă a fost cea de oxigen. ADRA a oferit resurse de oxigen, incluzând o unitate pentru generare de oxigen, sau OGP, pentru Spitalul Adventist Metas. Acest echipament a permis spitalului să aibă propria sa sursă de oxigen. ADRA lucrează acum pentru livrarea a încă 6 astfel de echipamente pentru dotări medicale din India. Vă salut pe toți! Acesta este echipamentul generator de oxigen trimis de ADRA. Dorim să mulțumim organizației ADRA pentru ajutorul acordat. Exista o criză de oxigen în toată țara. Și noi la Spitalul Adventist Metas am avut această problemă și dorim să mulțumim încă o dată organizației ADRA. Mulțumim, ADRA! Iisus a spus că atunci când va reveni în slavă, El va spune celor credincioși, căci am fost flămând și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit la mine. Adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. O parte din darurile voastre misionare ajută lucrarea ADRA.